Protest inedit al angajaților guvernului după ce la sfârșitul săptămânii trecute au intrat în grevă japoneză. Astăzi, angajații din aparatul de lucru al executivului au adus umbrele pe holurile instituției, pe care au afișat mesaje nemulțumiți de majorarea salariilor de doar 10% propusă de guvern. Zeci de angajați din cadrul Secretariatului General al Guvernului au adus la sediul Guvernului mai multe umbrele pe care au lipit mesaje adresate guvernanților în semn de protest față de propunerile privind creșterile salariale. Protestul a fost organizat după ce Ministerul Muncii a pus în transparență un proiect de ordonanță de urgență potrivit căruia salariile angajaților din aparatul de lucru al Guvernului ar urma să crească în acest an cu 10% în două etape. Protestatarii spun că se simt discriminați și vor să atragă astfel atenția asupra inechităților salariale din sistem. Oamenii sunt revoltați în condițiile în care au solicitat creșteri salariale de 20% și au cerut să fie primiți la discuții de premierul Marcel Ciolacu. Noi încă așteptăm să ne răspundă la invitația publică de a ne primi și de a-i transmite motivele pentru care noi opinăm că această inechitate salarială poate fi remediată doar printr-o majorare salarială de 20%. De fapt, din discuțiile și negocierile pe care le-am avut, niciodată nu s-a pus problema să avem o majorare salarială în două tranșe și aceasta de nici 10%, să știți. Că nu este nici măcar de 10%. Noi suntem oameni, nu suntem consumabile, nu suntem obiecte să ne mute de la un partid la altul sau de la o guvernare la alta. Funcționarii din guvern au declanșat săptămâna trecută o grevă japoneză, nemulțumiți că nu le-au fost soluționate revendicările salariale. De asemenea, zeci de angajați din aparatul de lucru al guvernului au protestat în fața Palatului Victoria.